Domnilor, se intonează imnul național al României. Dragostea de țară și respectul față de veteranii și eroii de ieri și de azi ai României ne unesc în fiecare an la ștafeta veteranilor. Ștafeta veteranilor nu este doar o simplă alergare, este un omagiu pe care noi, cei de astăzi, îl aducem înaintașilor noștri pentru jertfa supremă pe care au făcut-o pentru România.
Doamnelor și domnilor, în continuarea momentului, o invit la microfon pe doamna maestru militar Adela Oltean, de la baza 71, general Emanuel Ionescu, reprezentantul grupului Invictus. Bună ziua! Bine v-am găsit! Vă mulțumim pentru primire, ca și fiecare an cu multă căldură. Ne bucurăm că suntem aici, ne bucurăm că pe parcurs ni s-au alăturat foarte mulți voluntari Invictus. Vă mulțumim în primul rând că sunteți alături de noi, vă mulțumim celor de la Turda pentru primirea călduroasă ca și în fiecare an. Ne bucurăm că putem să oferim acest omagiu eroilor și înaintașilor noștri și nu pot decât să vă felicit și să mă bucur că suntem în fiecare an tot mai mulți și Go Invictus! Mulțumesc! Mulțumim doamnei Aldena Oltean. În continuare o invit la microfon pe doamna Mihaela Mărginean, secretarul general al municipiului Turda. Bună ziua tuturor! Vă mulțumim în primul rând că ați trecut din nou prin orașul nostru. Vă dorim succes în continuare și vă dorim succes în toate demersurile pe care le veți întreprinde. Go Invictus! Mulțumim doamnei Mihaela Mărginean. Doamnelor și domnilor, în continuare îl invit la microfon pe Părintele Grigore Marchiș pentru rugăciunea de binecuvântare. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, vă rog să ziceți, Doamne, miliește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai binecuvântat pe Israel și căruia i-ai zis, ascultă, Israele, voi astăzi intrați în luptă, să nu slăbească inima voastră, nu vă temeți, nu vă tulburați, nici nu vă înspăimântați. Pe eu, Domnul Dumnezeul vostru, voi merge cu voi ca să lupt pentru voi cu dușmanii și să vă izbăvesc. Te rugăm, binecuvintează pe acești sportivi, cu venirea Sfântului Tău Duh, prin mijlocirea Sfinților Ioil, Uar și Felix, a căror pomenire o să vârșim, și pe toți cei ce sunt împreună cu ei. Binecuvintează-i, pe cum l-ai binecuvântat pe Iacov, atunci când s-a luptat la locul numit Peniel și a ieșit biruitor, și pe Isaia, când i-ai zis să nu se teamă, că tu ești cu el, îi vei da tărie, îl vei ocroti și dreapta ta cea tare îl va sprijini. Înnoiește-le și sporește-le stăruința și puterea fizică și psihică, pentru ca nu cumva în competițiile lor să se clatine. Dăruiește-le aripile vulturului și puterea leului, sporește-le tăria și încrederea în tine, făcându-i să înțeleagă că biruința vine de la tine, Dumnezeul nostru. Fă ca toți cei care se vor încununa, ca mulțumirea adusă ție, să lupte lupta cea bună a credinței pentru a cuceri viața veșnică la care am fost chemați cu toții. Că ce ar folosi omului dacă ar câștiga toată slava lumii acesteia, iar pe sine se va pierde sau se va păcuri. Ferește pe toți sportivii aceștia și pe toți ai neamului nostru de accidentări, de primejdii, de orice ispită care strică trupul și rănește sufletul. Pomenește, Doamne Dumnezeul nostru, pe toți sportivii neamului românesc care a domit într-un nădejdea învierii și a vieții veșnice, așează-i în ceata celor ce au luat cu mâna vieții în împărăția cerurilor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim Părintelui Grigore Marchiș pentru rugăciunea de binecuvântare. În continuare vă rog să vă întoarceți, pentru că vom păstra un moment de recolegere în memoria eroilor României.
vă mulțumim. Știm cu toții că sacrificiul lor nu a fost zadarnic, s-au jertfit pentru integritatea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Doamnelor și domnilor, urmează un moment special. Doamna Mihaela Mărginean, secretarul general al municipiului Turda, oferă în mod simbolic, în numele eroilor neamului românesc, tricolorul României și ștafeta veteranilor Invictus, domnului locotenent colonel Dănuț Gabriel Dănilă, comandantul garnizoanei Turda. Domnilor și domnilor, stimați invitați, dragi camarazi, dragi participanți, dragi copii, este o zi deosebită astăzi, ziua în care ștafeta veteranului Invictus a ajuns la Turda. Oare ce este această ștafetă? A pornit de la inițiativa unei echipe de oameni inimoși, care au avut dorința de a face o schimbare, de a inspira și de a motiva cei de lângă lor, de lângă împrejurul lor. De asemenea, ștafeta respectivă, ștafeta Invictus, ne aduce aminte de omagierea bravilor apărători ai neamului românesc. Acesta este scopul acestei acțiuni. Participarea la acest proiect aduce de asemenea multă mulțumire în rândul populației civile și vreau să mulțumesc pentru efortul pe care îl depuneți în acest proiect și de asemenea aș dori ca misiunea care vă este încredințată în acest moment de a reîntregi drapelul național în orașul Carei să ajungă la bun sfârșit cu succes. Știți de asemenea că orașul Carei este orașul în care ultima palmă de pământ, ultima glie strămoșească a fost eliberată de către armata română în anul 1944 la data de 25 octombrie. De asemenea, aș dori să mulțumesc în nume personal, să vă mulțumesc pentru faptul că existați, iar în numele garnizoanei Turda vă doresc succes în continuarea acestei inițiative și să ajungeți cu bine în orașul de destinație care e. În continuare, domnul locotenent colonel Dănuț Gabriel Dănilă, comandantul garnizoanei Turda, va înmâna domnului locotenent colonel Mihai Pintiriciuc, comandantul batalionului 814 tancuri Mihai Vodă din garnizoana Turda, ștafeta veteranilor Invictus, împreună cu tricolorul României. Până la capăt! Până la capăt! Go Invictus! Go, go, go! Go Invictus! Go, go, go! Go Invictus! Go, go, go! Fie că acest moment să aducă în inimile noastre sentimentul iubirii față de Dumnezeu și patrie și sentimentul de recunoștință față de toți eroii neamului românesc. Doamnelor și domnilor, în continuare alergătorii și voluntarii ștafetei veteranilor ne vor demonstra ce reprezintă spiritul Invictus. Cine suntem noi? Invictus! Ce apărăm noi? România! Ce le dăm noi eroilor? Onoare! 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 Go Invictus! Go, go, go! 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 Până la capăt! Le mulțumim alergătorilor, militarilor și voluntarilor Invictus pentru efortul lor și le dorim drum bun și succes în continuare în atingerea obiectivului propus. Ștafeta va continua pe itinerariul Turda, Cluj-Napoca. Deznodământul acestei lupte simbolice de reîntregire a drapelului național este reprezentat de momentul în care purtătorii celor trei ștafete vor striga într-un singur glas sacrificiu impune respect pe 25 octombrie la ansamblul monumental Glorie Ostașului Român din Carei în cadrul ceremoniei militare organizate cu prilejul zilei armatei României când vor aduce un călț omagiu bravilor apărători ai neamului românesc. Oh, my God.
Ah, 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 ah